Super bună dimineața, am revenit în studioul Apolonia TV și la această oră, așa cum vă spuneam încă de dimineață, avem un invitat deosebit. Vorbim în această dimineață despre o campanie o campanie foarte interesantă împotriva consumului de droguri. Stăm de vorbă cu Marius Mihai Manea, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Bună dimineața și bine ați venit în studioul nostru. Bună dimineața și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Foarte recent ați lansat o campanie de prevenire a consumului de cannabis. De ce doar a consumului de cannabis și nu v-ați adresat, eu știu, poate pentru toate categoriile de consumatori? În primul rând aș dori să fac o precizare. Această campanie este o campanie națională, da, și a fost lansată pe data de 5 septembrie 2017 de către Agenția Națională Antidrog. Iar la nivel teritorial, aici în județul Iași, noi prin intermediul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog am lansat această campanie la nivelul județului Iași. O campanie aflată la prima ediție? Exact, este o campanie nouă care a început acum și se va finaliza pe data de 31 iulie 2018. Deci iată, durează aproape un an de zile, da. Vor fi desfășurate diverse activități de prevenire a consumului de cannabis. M-ați întrebat de ce cannabis? Exact. Potrivit studiilor și analizelor efectuate de către Agenția Națională Antidrog și potrivit raportului național privind situația drogurilor în România 2016, s-a concretizat faptul că acest drog, cannabisul, este cel mai consumat drog din țara noastră. Am înțeles. Precizez faptul că drogul de risc, cannabisul, este un drog de risc, să înțelegeți. Este prevăzut de legea 143/2000 republicată. Este considerat un drog de risc. Ce înseamnă un drog de risc? Adică un drog care pune viața în pericol? Sau un drogurile care... sunt împărțite în droguri de risc, da, și droguri de mare risc. Aha, deci am aici înțeles. Iar trecerea probabil se face și foarte ușor de la acest drog de risc. Exact. La următoarea etapă. Din acest motiv și campania pe cannabis. De la cannabis s-a constatat faptul că majoritatea consumatorilor trec și la alte tipuri de droguri. Și astfel ajung la droguri de mare risc. Ulterior apar problemele de sănătate. Cam pe ce loc s-ar afla în topul preferințelor, dacă putem spune așa? Ce anume? Să cannabis-o? Exact. Pe primul loc. Pe primul loc. Este cel mai, da, este atât procurat? Cel mai... Exact. Nu neapărat ușor de procurat, dar este primul drog pe care consumatorul îl încearcă. Da. Este atât cel mai consumat drog, după cum spuneam, cât și cel mai capturat drog din țara noastră. S-a constatat faptul că aproximativ 44% din totalul capturilor realizate de către instituțiile cu atribuții în acest sens, a fost capturi de cannabis. Deci iată, foarte exact. Mult, aproape jumătate. Exact, da. Și de asemenea și majoritatea urgențelor care au fost constatate tot pe cannabis, precum și admiterile la tratament din cadrul Agenției Naționale Antidrog, tot majoritatea sunt pe cannabis. Și din acest motiv a fost lansată această campanie și noi vom desfășura diverse activități în acest sens. Activități care se vor adresa care categorii? Activități care se vor adresa sunt menite să se adreseze categoriei de vârstă cuprinse între 15 și 64 de ani. Astfel, Agenția Națională Antidrog urmărește să conștientizeze, să aducă informații populației cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani și urmărim să informăm o proporție de 10% a acestei categorii de persoane și ulterior să ne concentrăm pe cel puțin 5% pe populație cuprinsă între vârste de 15 și 24 de ani. Deci, practic, ne restrângem. Acolo pentru că s-a constatat faptul că aici riscul este cel mai mare. Am înțeles. Aici, deci, tineretul, aceasta, da, în această perioadă, această vârstă, între 15 și 24 de ani, se constată deci, că... Este cea mai periculoasă, exact, să spunem așa. Periculoasă, pentru că aici intervine anturajul. Exact. Este foarte important ca un tânăr, în ziua de astăzi, da, să reziste anturajul, să reziste tentației. Și din acest motiv, noi dorim să informăm populația generală cu privire la riscurile și consecințele negative pe care le are consumul de cannabis în acest sens. Haideți să vorbim foarte aplicat și foarte concret, practic. Care exact sunt riscurile consumului de cannabis? Adică, dați-ne câteva exemple de ce se poate întâmpla, ce poate păți un tânăr. Cel mai mare risc este dependența. Ca atare, o persoană care consumă cannabis și continuă să consume cannabis, deci un consum ocazional se poate transforma foarte ușor în consum regulat. Da. Ce efecte poate avea cannabisul?
asupra sănătății, vă dați seama, sunt efecte destul de negative. Cum ar fi, vă dau un exemplu, pierderea memoriei. Înțeles. Mulți studenți consumă cannabis. Cannabis, ei spun, motivează că cannabisul liniștește. Nu este adevărat, nu neapărat liniștește. Cannabisul duce la pierderea memoriei. Deci ceaiul, liniștește și complet, ceaiul de tei te liniștește. Exact, exact, și ceaiul de tei te liniștește. Există nu este alternativă. Nu. De exemplu, asta este un efect pe care eu l-am constatat la majoritatea persoanelor cu care am luat contact, consumatori de cannabis, pierderea memoriei, concentrării. Ei nu mai sunt cum erau înainte. Înțeles. Nu mai sunt în stare poate să învețe în același și să țină minte. Să, exact. Să, da, și nevoia continuă de a consuma cannabis. Și ulterior, vă dați seama, această dependență duce și la curiozitatea de a consuma și alte droguri. Și altceva, da. Exact. Iar în ceea ce privește județul nostru, avem problema noilor substanțe psihoactive, care devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Ce cu substanțele astea psihoactive? Sunt niște substanțe de sinteză? Nu sunt niște substanțe naturale, sunt niște substanțe de sinteză, nu, care sunt foarte periculoase. Chimice, care sunt foarte periculoase și din perspectiva mea sunt mult, mult mai periculoase decât drogurile. Deși drogurile sunt foarte periculoase, acestea sunt și mai periculoase. Da. Din ce motiv? Pentru că sunt destul de ușor de procurat, dar efectele pe care le au sunt mult mai drastice. Înțeles. Exact. Ce înseamnă că sunt ușor de procurat? Adică prețul care este pe piața noastră la etnobotanice, că așa se numesc, substanțele cu efecte psihoactive, în termenul uzual se numesc substanțe etnobotanice, sunt ușor de procurat datorită faptului că sunt din ce în ce mai multe persoane care se ocupă cu acest gen de infracțiuni. Da. Și din acest motiv, legiuitorul a încercat să stopeze această infracțiune. Și astfel, practic, ele costă foarte puțin în comparație cu cannabisul și din acest motiv ajung la elevi mai ușor. Am înțeles. Și la studenți, chiar dacă se spune că nu sunt atât de periculoase, ele sunt periculoase din cauza compoziției pe care o au. Dumneavoastră sunteți șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Exact. Cât este de greu să lucrați cu astfel de oameni și să-i convingeți că nu e ok? Adică, câteodată, unora cred că trebuie să le faceți bine cu forța. Exact. Să-i convingeți cumva să unii intră forțat într-un program, exact, alții vin de bună voie. Foarte puține persoane reușesc să realizeze efectele negative și să vină de bună voie. Majoritatea persoanelor de la centru și de la centrul nostru sunt remise de către alte instituții, în special de către DICOT, de către DGASPC, penitenciar, Centrul de Reținere și Arest Preventiv din Iași. Am înțeles. Cum reacționează persoanele când în momentul în care trebuie să intre într-un astfel de program? Oarecum forțat. La început reacționează cu reticență. Dar ulterior, ceea ce am constatat eu, care nu sunt nici psiholog, nici asistent social care ia contact direct cu consumatorul, am realizat așa din afară faptul că ei devin din ce în ce mai apropiați, mai dedicați acestui program. Pentru că ei la început nu știu cu ce se confruntă. Uh-huh. Ajung la centrul nostru, sunt preluați de către un specialist de-al nostru, psiholog sau asistent social, care dă o față umană acestei instituții. Iar ulterior, după ce discută cu persoana respectivă, consumatorul începe să aibă altă atitudine, o atitudine destul de cooperantă. Și majoritatea sunt dispuși la dialog și sunt dispuși să renunțe la acest consum. Asta se datorează specialiștilor din cadrul centrului de prevenire antidrog și asistența antidrog. Cam care este procentajul celor care reușesc să scape de această dependență? Nu aș putea să vă spun un procentaj anume. În principiu, toți, după ce pleacă, sunt foarte mulțumiți și chiar sunt recunoscători și mai discută cu specialiștii mei și după terminarea programului, păstrează legătura, dar sunt o parte din ei care, tot așa, v-am spus, din cauza anturajului sau din cauza, sunt anumite probleme, care revin la consumul de droguri. Poate nu la fel de mult ca înainte, dar sunt unii care sunt adevăr hotărâți să renunțe și nu mai consumă, sunt unii care au nevoie de mai mult timp pentru a constata că nu au efecte pozitive. Revenind la campanie, a debutat pe 5 septembrie odată cu conferința de presă. Exact. Cum se va desfășura mai exact? Vor fi desfășurate diverse activități de prevenire cu precădere în cadrul instituțiilor de învățământ, pentru că noi avem protocol de colaborare încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean.
și astfel vom desfășura diverse activități în cadrul școlilor, chiar și universităților, vom merge de asemenea până și în cadrul instituțiilor preșcolare. Acolo, bineînțeles, nu le vom povesti strict despre cannabis, ci le vom încerca să le insuflăm ceea ce înseamnă comportament corect, să respecte anumite reguli. Da. Pentru că a consuma cannabis înseamnă a încălca o regulă. Și astfel, un copil trebuie educat de mic. Pe limbajul lui, pe înțelesul lui, la nivelul lui de înțelegere. Exact. Da. De asta noi avem diferiți specialiști care vor merge în toate aceste instituții și vor încerca să crească nivelul de informare cu privire la riscurile negative pe care le are consumul de cannabis în cazul campaniei noastre. Cum credeți că va fi primită campania de către tineri, din experiență? Prima dată va fi primită, v-am spus, nu neapărat cu reticență, cu o oarecare indiferență. Dar noi vom încerca... Și amuzament, poate. Exact. Dar noi vom încerca prin metodele noastre de prezentare și de discuție cu elevii să le stârnim interesul în acest sens și să-i facem să colaboreze, ca să spun așa, cu noi. De asemenea, voi fi și eu prezent la diverse activități. Chiar eu voi merge, pentru că mi-mi place să vorbesc cu elevii, fiind mai apropiat de vârsta acestora, ei sunt destul de atenți. Da. Pentru că și eu am fost elev și eu am fost student și eu știam ce înseamnă să vină cineva la mine la clasă să facă o prezentare. În momentul în care făcea o prezentare, îmi citea niște date statistice sau îmi prezentau un anumit lucru, neinteresant, pe care nu puteam să fiu atent, nu rețineam foarte multe lucruri și nu rămâneam cu nimic. Astfel, le trebuie captată atenția. Noi vom încerca să avem diverse activități interactive, să discutăm cu ei și să le explic din două posturi, din postura de prevenire a consumului de cannabis, dar și din postura cealaltă de ceea ce ar putea păți, nu neapărat la nivelul sănătății, dar și din punct de vedere legislativ. Bineînțeles, consumul de cannabis nu este incriminat la noi în țară, dar de la consum la trafic este un singur pas. Da, pentru că e tentația tinerilor de a câștiga bani. Exact. După ce dau de gust și dau seama că poți să câștigi bani foarte ușor, nu trebuie să mai muncească, de ce să muncească 8 ore exact. Sau 4 ore undeva part-time sau de ce să facă voluntariat. Corect. De se duc direct să câștige bani și atunci... Pentru că mai pe faptul că nu trebuie să se mai chinuie ei să facă rost, adică ar avea totul la dispoziție. Exact. Da. Nu este o, am spus, un foarte mic pas de la consum la trafic. Înțeles. De asemenea, și anturajul. Ce problemele cu legea? Exact. Când va avea loc prima acțiune? În școli. Iar săptămâna asta. Ah, chiar săptămâna asta. Exact. Noi vom merge fiecare săptămână în școli. Ah, înțeles. Voi încerca să am cât mai multe activități, da. Să cuprind cât mai mulți elevi, să fie cât mai mulți beneficiari. Și principalul meu scop este acela de a pune accent pe calitate și nu pe cantitate. Calitatea contează foarte mult. Adică atunci, în momentul în care eu plec de la o clasă, eu vreau ca să rămână acei elevi cu ceva. Da, să fiți siguri că mesajul a ajuns. Exact. Nu vreau doar o acțiune bifată. O acțiune bifată în statistică și o cifră. Vreau ca acel elev să-și pună un semn de întrebare. Da. Să vadă că nu a venit acolo chiar degeaba și că nu l-am scăpat de la ora de matematică sau l-am scăpat de la o oră în nume. Nu. Să-și pună un semn de întrebare. Am înțeles. Spuneți-ne, vă rog, în afară de această campanie împotriva consumului de cannabis, știu că Centrul de Evaluare și Prevenire Antidrog mai are și alte acțiuni pe care le desfășoară prin reprezentanții săi și sunt niște acțiuni foarte, foarte frumoase. Spuneți-ne, dați-ne mai multe detalii despre pe lângă această campanie, noi avem și alte, și alte proiecte naționale pe care le va trebui să le îndeplinim. Da. Tot așa, activități de prevenire. Așa. Principalul meu scop, ca să spun așa, este acela de a realiza o diagnoză locală pe județul Iași și a stabili cu exactitate care sunt drogurile consumate în județul nostru. Ei, iar ulterior, după realizarea acestei diagnoze, voi face strict campanii de prevenire pe respectivele droguri. Pentru că asta mi se pare eficient. Am înțeles. După cum a spus, calitatea primează și nu cantitatea. Astfel, mă duc să le vorbesc tinerilor care știu că sunt consumatori de un anumit gen de substanțe sau droguri, să le vorbesc pe înțelesul lor și să le spun exact care sunt efectele pe care ei le vor resimți ulterior după consumul acelor substanțe. Pentru că dacă ei consumă un anumit gen de substanțe și eu vin să le vorbesc despre altceva, nu se regăsesc. Ei consideră că ei îmi spune despre asta, nu e nicio problemă, ce consum eu nu are nimic. Nu. Tocmai vreau să le vin exact
nu că în ajutorul, să le un sprijin, un sprijin psihic, moral. Și apropo de sprijin, familia cum se poate implica în astfel de cazuri? Familia, profesorii. De exemplu, în acest an am înregistrat un număr la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din Iași. Am înregistrat un număr de 24 de persoane remise de către familie. Mm-hmm. Adică familia se adresează centrului nostru și ne cere ajutor pentru persoana din, din interiorul familiei care consumă droguri sau substanțe de efecte psihoactive. Deci familia cooperează foarte mult cu noi. Sunt persoane care vin la noi și ne întreabă, ne solicită sprijin. Cum să procedeze. Exact. Da. De asta sunt foarte mulțumit pentru acest aspect. Este un lucru foarte important ca familia să conștientizeze că este un adevăr pericol consumul de droguri și de substanțe cu efecte psihoactive. Am înțeles. Sună foarte interesant tot ceea ce faceți la, la centru. Spuneți-mi vreo cam câte persoane sunt și lucrează activ cu aceste persoane consumatoare de droguri. Da, în cadrul echipei mele de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere de Droguri din Iași, avem un specialist prevenire, un polițist, pentru că este o instituție care aparține Ministerului Afacerilor Interne, care el se ocupă strict cu prevenirea consumului de droguri. El desfășoară campanii și punctează toate aceste activități pe care le-am enumerat anterior. Da. De asemenea, avem doi psihologi și un asistent social. Aceștia trei desfășoară activități de asistență integrată a consumatorilor de droguri. Preiau un management de caz, evaluează, stabilesc nevoile, desfășoară programul integrat de asistență, introduc în program individual de asistență și ulterior concluzionează la sfârșitul programului dacă într-adevăr a fost calitativ și a fost realizat scopul pentru care persoana s-a adresat serviciilor noastre. Am înțeles. Așadar, timp de un an de zile vă întâlnim în toate școlile din, din județ, nu? Nu neapărat în toate școlile din județ. În școlile cu risc, poate? În școlile cu risc. Da. Exact, nu, ar fi extraordinar. Dar nu pot să spun că va fi în toate școlile, pentru că nu se poate, nu există timpul fizic. Uh-huh. Știți? Uh-huh. Dar eu voi încerca să am cât mai mulți elevi beneficiari. Dacă ar fi să le adresați un mesaj tinerilor care ne privesc la această oră? Să ia în serios mesajul nostru și cu orice problemă legată de o dependență și neapărat dependență de acest consum, se pot adresa cu cel mai mare drag, cu cel mai mare drag instituției noastre, pentru că aici vor întâlni oameni de calitate care cu siguranță garantez că îi vor ajuta. Da, și e o instituție care are o față umană, comparativ cu DICOT-ul, să spunem, care nu stă la discuții. Exact. DICOT-ul te arestează. Exact. Aici nu vorbim de arestare, aici vorbim de prevenire, consiliere și așa mai departe. Exact. O parte umană a acestei probleme. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și vă așteptăm, cine știe, poate peste câteva luni sau în momentul în care încheiați campania, să povestim despre cum a fost primită această campanie și ce reacție au avut tinerii. Bineînțeles, cum să nu. A fost alături de noi domnul Marius Mihai Manea, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași. Mergem mai departe, avem un grupaj informativ de urmărit, după care ne întoarcem în studio încă vreo 25 de minute de matinal.